Chiar dacă am pierdut în seara asta meciul pentru centură, am un câștig mult mai mare și anume, unde e? Gel! Da. Am un câștig mult mai mare și anume femeia vieții mele, Elisa, pe care vreau să-mi plac toată viața dacă nu-i golo. Dacă am pierdut un mai mic, vrei să fii soția mea. Bravo lor. Casa de piatră. Ia uite, ți-a plăcut finalul, ți-a plăcut acea declarație de dragoste pe care i-am făcut. În ochi, foarte frumos. Deci foarte, foarte frumos. De final mă gândesc, mai vorbim. Oare cum era dacă el câștiga și cerea în căsătorie? Dar stai seama ce frumos, indiferent de ce s-a întâmplat pe ring, tu să-și ceri iubita în căsătorie. Pentru el a fost o altă luptă. De fapt, nu este o luptă. E viața lui asta. Denisa este viața lui. Știu, da, știu că o iubește foarte mult și chiar mă bucur pentru ei și vreau să-i văd cu mulți copilași și multă fericire în familie le doresc și mamei lui, o iubesc, o pup, mamă, o ador pe mama lui Poliță. Da, te așteptai la Iancu, cunoscându-l foarte bine, el nu este un tip romantic, e diferit să nu, facă un astfel de gest? Nu mă așteptam. Nu, dar asta denotă faptul că chiar o iubește, pentru că Iancu nu dădea doi bani pe nicio femeie. Da, și bineînțeles a fost o surpriză pentru toată lumea, cel puțin eu când am văzut mi s-a ridicat pielea pe mine și pe spate și părul și tot, zici că m-am curentat. La final vreau să spun și o întrebare care are legătură cu partea asta romantică a ce s-a întâmplat în această seară. Te așteptai să vezi și o cerere în căsătorie la un meci arbitrat de tine? Este pentru prima dată când se întâmplă asta? Este pentru prima dată când eu sunt alături de cei doi în cușcă, am mai văzut cereri în căsătorile. Mi s-a ridicat pielea pe mine când eram acolo, zic părul pe mine, zic mamă, mi-aș dori și eu să ajung în momentul ăla să pot să cer pe cineva și să am alături de mine o femeie și jumătatea mea. Ce frumos, îți mulțumesc și așteptăm și momentul acela care poate va fi tot pe ring. Da, eu sper să și câștig meciul dacă va fi așa. Adică nu vreau să-mi imaginez prin ce trecea Iancu în momentul ăla și cât de rău îi părea că a pierdut meciul când era altfel să vină și cu inelul și cu centura pe umăr, dar contează că el a câștigat pe termen lung și în viață. Asta e cel mai important, centura o poate lua și peste un an, câteva luni, n-are importanță. Alături de mine o familie foarte frumoasă și cel mai tânăr susținător al lui Iancu, Marilena și Andrei Ciolan. Da. Tudor e cel mai tânăr. Bună seara, dragilor! Bună seara! Eu, după cum vezi, nu mai am voce, că am țipat pentru Iancu, l-am susținut. Pentru mine e tot tank și e supraviețuitor, un învingător, da.
Doamne, ce emoții am trăit la acest meci. Doamne, a, pentru tine a fost pentru prima dată? Nu, a fost a doua oară. A mai fost, da, a mai fost o dată. L-am lăsat pe bebe într-un colț pentru că dormea, așa a fost să fie să doarmă în timpul meciului. Și eram așa atentă și în stânga și în dreapta, dar am trăit niște emoții foarte mari. E pentru prima dată când l-a scos în public pe băiețelul vostru, deși încă nu l-ați botezat, ați venit voi, a vrut să-l susțină el pe Iancu. A vrut neapărat să-l susțină pe Iancu, pentru că e cumva legat de Iancu. E, cred că Tudor este primul și unicul supraviețuitor din două sezoane de supraviețuire. Dar ne bucurăm că a fost cu minte, nu prea a vrut să doarmă, doar la un moment dat a dormit, dar el e foarte activ și mă bucur că a fost cu noi și noi nu avem concepții de-astea să nu-l scoatem, să da. Noi mergem, îl purtăm cu noi peste tot. Cine știe, poate peste ani de zile o să-l vedem aici pe Tudor. Așa e, să mai aibă mămica Marie încă emoții. Dacă o să-l vede și pe Lori. Nu știu ce să zic, cred că nu aș veni să-l văd. Prefer să fiu, să văd de acasă. Nu cred că aș putea să vin aici să-l văd. Da, bă, o să treacă anii probabil, o să gândim diferit. Cum vi s-a părut meciul? A fost un meci foarte tare. Adică mi s-a părut trei reprize, mă bucur pentru Iancu, asta vorbeam și cu familia lui. A fost un meci corect, un meci frumos, a fost la limită, s-a văzut clar. Mă bucur că va exista o revanșă, clar Iancu trebuie să-și ia revanșa, dar a fost o luptă frumoasă, o luptă dreaptă și sunt doi sportivi foarte buni. Am avut foarte mari emoții și dacă m-ai fi întrebat cine va câștiga, chiar nu aveam de unde să știu, deși eu am pariat pe Iancu. Clar că Iancu va fi și va rămâne prietenul meu de suflet. Așa e, îl vei susține acum după ce s-a terminat meciul, adică susțineți moral, vezi, să rămânem București alături de ei. Da. Normal. Da, normal. Îl susținem și sărbătorim, pentru că Iancu trebuie să dea de băut. El a câștigat în seara asta. A câștigat-o pe Denisa și inelul ăla spune multe și cred că a fost cea mai mare victorie a lui Iancu. Ne bucurăm pentru el, așteptăm nunta pentru că o să vină și el la botezul lui Tudor și o să ne distrăm în seara asta, cu siguranță, o să petrecem un pic. Așa e, că mai e un pic și până la botez, o să fim prezenți și acolo. Ție cum ți s-a părut momentul cererii în căsătorie? Pentru o femeie este cu totul și cu totul altfel. Da, eu cred că Denisa nu se aștepta, clar nu se aștepta și a fost un moment emoționant pe lângă faptul că a văzut lupta din cușcă și a trăit niște emoții, era în dreapta mea și am văzut că a plâns foarte mult. Probabil că ea încă nu a realizat ce s-a întâmplat. Când o să vadă videourile, probabil că cu siguranță o să realizeze cu adevărat ceea ce, că într-adevăr a spus da. Nu știu, a zis da, nu? A zis. Da, da, da. A zis da și a fost foarte frumos, a și plâns și i-am văzut pe toți fericiți. Până la urmă, așa cum spunea și Andrei, n-a fost o înfrângere, ci a fost o victorie a lui Iancu în seara. Totdeauna, totdeauna. Și ne bucurăm pentru Iancu la cât mai multe meciuri și să dea Dumnezeu să-l țină familia și Dumnezeu să-l țină frumos, sănătos și să poată să ducă și cât mai multe. Și la fel de puternic. Puternic, că e puternic. Da. Uite, se pregătește intens. Mai este un meci în fața ta după care intri. Ești pregătit? Tu ce zici? Nu vreau să știu. Chiar dacă am pierdut în seara asta meciul pentru centură, am un câștig unul mai mare și anume, unde e? Jet. Da. Am un câștig mai mare și anume femeia vieții mele, Denisa, care vreau să-mi poartă cu viața dacă nu vreau. Vrei să fii soția mea?